Mă numesc Zanfir Nicolae, 62 de ani și îmi place tehnologia agricolă. Timpul muncă de siret, solul este foarte neuniform, deci avem și cernoziomuri, avem și terenuri lutonisipoase și nisipolutoase. Schimbarea climatică constă în faptul că distribuția precipitațiilor nu mai este chiar așa de uniformă, apar serii lungi de perioade ploioase, serii lungi de perioade secetoase, trebuie să ai cunoștințe temenice de conservare a apei în sol, de managementul apei în sol. Facem loturi comparative în fiecare an și de acolo, din loturi, extragem hibridul cu plasticitatea biologică cea mai ridicată, specific zonei respective, pentru că un hibrid care merge foarte bine în Lunca Siretului, în Bacău, nu merge la fel de bine în Teleorman sau în Timișoara. Fiecare hibrid răspunde într-un mod diferit la factori de temperatură, de distribuție a precipitațiilor, la umiditatea atmosferică, la tipul de sol, categoric. Un hibrid trebuie monitorizat, dacă nu zilnic, măcar săptămânal sau la 2-3 zile trebuie monitorizat ca să-ți dai seama ce e cu el. Chiar am avut într-un an mari probleme cu unul din hibrizi. A fost recomandat ca fiind un hibrid timpuriu, semi-timpuriu. În realitate el era un hibrid tardiv și nu s-o copt și am avut mari probleme cu hibridul ăla. Ar fi utilă o aplicație care să ne ajute, pentru că în felul ăsta ne-ar degreva de timpul alocat, de incertitudini, de nesiguranță. În special pentru fermierii tineri ar fi foarte util această aplicație, mai ales că acum simt eu că vine o generație destul de numeroasă de fermieri tineri din urmă și pentru ei ar fi foarte utilă. Tehnologia este viața lor, este stilul lor de viață. Cei care suntem mai în vârstă, noi mai avem și alte soluții de a identifica un hibrid performant. Experiența de o viață spune multe. Dar pentru tine categoric ar fi foarte util.